Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Octombrie, baby, se face vinul, se pune de murături. Bună seara, Silviu Munteanu sunt, am ocupat vastele studiouri Radio 7. Suntem pe 103,4 FM, suntem și pe YouTube, canalul 13TV, sigla cu pisica neagră. Dacă tot vă uitați la noi, un subscribe, dar și un like ar fi foarte apreciate și ne-ar face ceva mai vizibil. Mi-am luat tricoul cu ditai statementul în această seară. Țara te vrea prost. Am luat și vinilul cu sarmale reci. Florin Dumitrescu este aici. Bună seara, onorabile domn! Bună seara! Bună seara tuturor! Mă uitam la această copertă de disc și... ai Casa Poporului în spate, da, în background, da. Și ai copilul ăla și restul nu e nimeni pe stradă. Așa e. Deci arată cumva apocaliptic, da. Și mi-aduce aminte de Ashgabat. Ashgabat este, cred, capitala Turkmenistanului. Da, nu știu, așa e. Știu că e o capitală nouă, are un nume nou, dar... Da, așa e. Încă nu l-am învățat. O să-l țin minte după emisiunea asta. Deci am văzut pe YouTube, bineînțeles, s-au dus niște spații largi, așa, exact, da. Și clădirile toate albe și o arhitectură destul de șmecheră, atâta doar că orașul este gol, pentru că lumea nu-și permite să stea acolo. Să vină turiștii! Dar au gaz, gratis de la stat. Da. O să, încetul cu încetul o să... Mă rog, cândva, nu se știe când, să treacă prăpădul din partea aceea. Măi, hai să te bag un pic în discuția asta cu Bucureștiul, cu piețele. Eu mi-aduc aminte, eu băiat de Sălăjean, mâncațaș, crescut, născut, educat în blocul cu mobilă. Așa e, da, știu blocul cu mobilă. Mi-am luat o canapea de acolo acum vreo 20 de ani. Ai cărat-o cu 20 de ani? Nu, mi-au dat ei transport. Dar nu mai erau cu 20 de ani magazinele cu mobilă, cred că mai mult de atât. E posibil. A trecut timpul, e posibil. Păi s-au închis imediat în 90, da. Înseamnă că confund. Da, pe același vad s-au făcut alte magazine. Dar tu spune, lasă, spune. Și erau bulgarii aia din satul bulgaresc cu căruța și cu cai și aia te ajutau să-ți duci mobilă. Da, nu, n-am mers cu căruța. Am mers, deja era Dubiță pe vremea mea și nu era chiar acolo, era puțin mai... departe. Și oamenii cu care eu am crescut toată copilăria, că îi știam și din când în când mă mai și plimbam cu căruța, când se mai căra cât o mobilă și stăteau toată ziua acolo, au dispărut imediat după primele zile ale Revoluției, adică și-au pierdut obiectul muncii, cum ar veni. Și-au găsit alt obiect, cu siguranță, pentru că după 90, cine era descurcăreț, cine avea inițiativă înainte... dintr-o dată a avut mult mai multe opțiuni. Asta e minunat la democrație și economie de piață. Iar pe diagonala blocului cu mobilă, unde este dita Y-ul acum și o benzinărie, era pe vremuri celebrul cuptor de pâine. Corect, am luat de acolo pâine. Care eu mi-l aduc aminte fiind foarte mare ca construcție. Nu era chiar așa mare, da, dar era suficient încât să aibă și un cuptor și un spațiu de vânzare. Cred că avea etaj. Am impresia, eu așa îl țin minte cu etaj. Da. Și nu mai știu dacă era galben sau ceva spre portocaliu. Avea o culoare de-asta destul de nefirească în griul anilor 80. Hai să zicem gri, că nu riscăm. E pe acolo. Da, și mi-aduc aminte că aveau undeva la intrare punctul de desfacere și era un ditai acvariu imens care era plin cu covrigi. Și era, nu știu, un leu covrigul, și, cam așa, da. Și îți luai de acolo și doar plăteai, nici nu ți-l dădea vânzător. Ce memorie bună, bună! Da. Așa, după vârstă încep să... Ei, și acum, Ana, suntem în Bucureștiul de acum, care s-a schimbat foarte mult de atunci și există, în capul meu, există mai multe români în Bucureștiul ăsta, dar există două care sunt relativ în antiteză. Ai văzut asta cu Porno Balamuc? Nu. Am venit nepregătit. este un București pe care îl arată acolo, care este foarte mizer și tot timpul are treaba asta de târg, de provincie. Nu filmul lui Radu Jude. Ah, gata, știu ce zici. Sunt ultimul care n-a văzut filmul ăsta. Da. Versus eu care acum mai nou locuiesc de câțiva ani în București, buricul, doamne Silviu, revină-ți, mai o gură de cafea, în buricul târgului, băi, mi se pare câteodată că arată ca, cum să spun, Blade Runner la marginea Orientului. Da, sunt fațete ale aceleași realități. E ok, adică un oraș, o metropolă, că deja e o metropolă, conține toate chestiile. Și are și niște locuri foarte frumoase și niște case foarte frumoase. Asta contează, că cine îndrăgește orașul ăsta și cine ține la el are ochi și pentru așa ceva. Avem conștiința bucureștenismului, uite ce frumos am spus. Da, corect. Care-i treaba cu piețele? Ai deschis un canal pe Facebook... Câți oameni a adunat până acum? Nu știu dacă am atins 1000, de ordinul sutelor, de ceva gen 800, 700, 800, nu toți sunt activi. Principal, am să zicem vreo 15-20 de oameni activi care pun poze cu piețe, filmulețe, întâmplări din piețe. Din când în când sunt și discuții, uite că acolo e mai scump păstârnacul, dincolo, adică chestii de genul ăsta. Și de asemenea este și puțin militantism de ăsta împotriva închiderii piețelor. Un lucru care pe mine mă interesează foarte mult, că în definitiv de asta am făcut acest grup. Cum se numește? Hai să spunem și noi. Se cheamă Trăiește-ți piața. Multă vreme s-a numit Piața Sufletul Orașului, dar pentru că au început să fie foarte multe postări din zone rurale și lumea zicea, cei care postau spuneau, știu, nu prea e oraș aici, dar totuși e un loc, cum ar fi Negreniu, acum e, sau Negrești, ăsta din Cluj, acest mare talcioc, care este într-o comună lângă Cluj, cel mai mare târg de vechituri din țară. Nu prea este oraș aici. Și atunci mi-am zis, da, nu, e greșit titlul. Hai să schimb titlul și să fie mai inclusiv. Și am spus, trăiește-ți piața și... toată lumea s-a bucurat pentru că are sensul ăsta, așa că viața egal piața. Și piața e plină de viață și nu zic mai mult că se înțelege. O să pun și linkul acestui grup de Facebook în filmulețul nostru, în filmarea noastră pe YouTube, ca să fie acolo, să vină mai multă lume. Odată, în timp ce povesteai tu, ți-am povestit că am fost peste mări și țări și la un moment dat, în nerăbdarea mea de a vizita o piață în cealaltă parte a planetei, în Madagascar, da? Da. Am avut o surpriză total neplăcută să găsesc o piață plină cu lucruri pe care le știam aduse din China și foarte ieftine. Ia uite, mă, ce, da. Că mă așteptam, na, să le găsesc pe ale lor pe acolo. Am mers atâtea mii de kilometri și am găsit tot ca la Europa. Tot ca aici. Da, cred că mai degrabă, că era mai grav decât ca la Europa, sunt niște târguri de provincie, când te nimerești acolo, ai tot soiul de experiențe de astea. Da, știu. Chinezării mici, gadgeturi din... Da, e și asta o piață, nu? Este și asta o piață și pentru oamenii de la țară. Am avut de curând un teren de cercetare, am făcut o etnografie a piețelor din Bistrița Năsăud, și anume din orașele Bistrița și Năsăud, și am avut ocazia să merg și la țăranii din satele din prejur, să merg la unii dintre ei acasă, nu la toți, pentru că sunt foarte sperioși și foarte temători și înțeleg. Așa că cu recomandări și cu insistențe, trafic de influență, așa s-a rezolvat și chestia asta. Și am fost și la un târg de țară, am fost în comuna Telciu, într-adevăr, în afară de cerebrele cireșe de Cireșoaia, cred că le-am prins pe ultimele. Cireșoaia e o localitate tot în județ. Și acolo, care se numește așa pentru că face aceste minunate cireșe. Okay. Așa. Și în afară de legume și fructe și vedetele sezonului, cireșele, am găsit tot felul de ochelari de soare pentru copii, pistoale cu apă, aceleași lucruri care sunt dintotdeauna și care se vând foarte bine. E un târg care are loc numai duminica, e piață din asta periodică, piață săptămânală și pentru micii sătenie ceva colorat și așa. Mai iau o vată de zahăr, ia mami și nu știu ce balon din ăla așa lucios cu Batman sau ce e la modă. Am înțeles. Chestii de-astea așa. Dar sunt peste tot. Am mereu această eternă curiozitate stând în Bucureștiul ăsta nevrotic. Păi cum e lumea la Bistrița Năsăud? Mult mai normală, mult mai liniștită, găsești parcare. E important. Eu am stat într-un sat în care nu era transport comun, nu era nici gară, deci trebuia să mergi cu mașina ori 20 de minute până în Năsăud, ori jumătate de oră, poate chiar mai mult pentru Bistrița. Depinde unde... Bistrița e mai mare și dacă te duceai în alt capăt al orașului, trebuia să mergi ceva mai mult. Și odată m-am dus... N-am ajuns niciodată la Bistrița. Mă rog. Da, sunt curios. Și pentru mine a fost o oportunitate, că nici eu nu fusesem și am descoperit această zonă foarte interesantă și de care te îndrăgostești fără să vrei. Și asta e, odată am vrut să mă duc să mă îmbăt, că a fost festival de poezie și m-am întâlnit cu poeții și mi-au zis vino mâine seară să ne tragem în cap. Și atunci am zis, ce fac, că nu pot să mă duc cu mașina. Multă poezie. Și atunci am luat taxiul și m-a costat foarte mult. Și taxiul de dus și taxiul de întors. Pentru că nu există transport în comun, asta e o problemă. Asta e ceva care sare în ochi și lumea se plânge de lucruri. Și era atât de mult ca între Vamă și 2 Mai, că acolo te costă... E comparabil. Indecent, da, cam așa e, cam așa e. Dar din ce trăiesc oamenii acolo? Că industrie nu mai este. În Bistrița e o firmă nemțească care face componente sub ansamble pentru mașini. Am înțeles, și mai ține orașul cât de cât. Principala industrie. Și pe urmă mai sunt pe bază de agricultură, industrie alimentară, mai sunt niște fabricuțe. Eu m-am centrat pe partea asta. Am vrut să văd ce fac oamenii care au sere sau care au grădinile lor și vând din grădina lor. Sau a treia categorie, oameni care fac transportul acesta. Că ei sunt oarecum într-o zonă de munte mai la nord și când am fost eu în iulie-august, de exemplu, nu erau gata roșiile. Și veneau foarte multe roșii din Oltenia. Noi în București, că le avem pe toate, noi îi înjurăm pe samsari, că de ce să nu cumperi de la țăranul ăla cu palma bătătorită, și am fost acolo și am văzut pe țăranii aia cu palme bătătorite care ziceau slavă cerului că există transportatorii ăștia, că ne aduc roșii, că altfel noi n-aveam roșii în sezonul ăsta. Deci lumea e diferită acolo. Sunt oameni care au alt contact cu natura, cu roadele pământului, cu agricultura. Înțeleg lucrurile mai bine. Și am învățat de la ei foarte mult. Dar, uite, de pildă știu că există niște lanțuri de alimentare, da? Da, da. Care sunt în București și care, de pildă, în partea asta de nord a țării nu prea au ajuns. Dar acolo or fi altele. Cât de serioasă este treaba asta? Am înțeles că e serioasă în București și, hai să zicem, chiar și în zonele limitrofe, dar prin țară cât de serios afectează un mega, nu știu ce, de piața țăranul? Se simt foarte amenințați. Am asistat la discuții de genul ăsta și chiar am scris, în etnografia pe care am scris-o, chiar am un subcapitol despre amenințările astea. Piața din Năsăud are în apropiere un mare supermarket nemțesc cu o mare parcare și urmează să se mai construiască unul undeva în spate. Și oamenii fac haz de necaz și râd și zice că o să ne termine pe toți. Deci oamenii bravează, piețarii, țăranii, oamenii care au obișnuința asta de a merge la piață, fac haz de necaz, dar se simte o tristețe așa și o amenințare și până la urmă ei caută soluții de a se descurca. Dacă nu mai reușesc să vândă în piață, atunci poate o să găsească de lucru la o benzinărie sau la un service, la un magazin alucumnatul peste deal. Deci este o problemă. Și lumea cumpără. Deci am văzut, sunt oameni urbani, oameni care trăiesc în oraș și vezi că au o anumită eleganță, au un anumit status și se vede că sunt mai înstăriți. Da. Așa, și oamenii aia se duc la supermarket, la acele chestii. Și iau de acolo ceapa pe care o găsesc mai bună, mai de calitate și mai proaspătă la două străzi. Păi asta voiam să întreb, de fapt. De ce supermarketurile astea, așa am înțeles că ar fi în București, există niște asociații, da? Care se duc și iau roșiile de la țăran și le aduc la supermarket. La ce preț, Dumnezeu știe, am înțeles că nu mai știu dacă mai e așa, dar la un moment dat se făcea o măgărică, te lăsau cu roșiile cam până în ultima zi să se strice ca să mai lași la preț. Au forța aceasta a negocierii, adică nici nu se mai cheamă negocierea, impunerii prețului. Da. Păi și supermarketurile astea care se deschid nu își cumpără de la țăran roșiile? Adică este pentru preferabil. Că fiind în zonele limitrofe, bănuiesc nici transportul nu costă foarte mult. Așa este, dar mari operatori gândesc în stil mare și atunci dacă la ei vine un transport de tiruri care aduce pufuleți sau, nu știu, ciocolată, și dacă ăla mai are niște navete de roșii din Polonia, le ia și pe alea, pentru că lui îi convine. E un flux industrial. Măi, am văzut pătrunjel turcesc, dă-o încolo de treabă. Da. Am înțeles cu usturoiul sârbesc, dar pătrunjel turcesc? Da. Și ei aveau, de exemplu, am văzut că erau fructe, erau piersicii caise în Bistrița, erau piersicii caise sârbești și lumea știa că sunt sârbești și dacă era un moment de ăsta așa că nu găseau de alea românești sau alea erau mult mai ieftine. Deci asta era o chestie. Astea sârbești erau mult mai ieftine. Erau 5 lei, 6 lei și alea românești de la oamenii de peste deal erau 8 lei, 10 lei pentru că ei aveau probleme. A fost și secetă, nu au cultură intensivă, se chinuie să aibă grijă de fiecare copăcel și așa. Gustul e diferit, adică dai acei 10 lei, dar știi că adică nu se compară. Dar este chestia asta. Și deci și transportatorii, dacă și transportatorii care deservesc piețele recurg la exporturi, atunci să nu ne mirăm că pentru supermarketuri e de la sine. Ei au aceste fluxuri mari, industriale, comerciale, care merg de la sine și totul se facturează. Totul este pe circuitul ăsta așa electronic, banii curg prin fișiere. Cu țăranul ce faci? Cum stai să te tocmești și că nu sunt fiscalizați, că vai de capul meu. Deci tot felul de probleme de genul ăsta pentru care le convine să evite pe țăran sau le impun un anumit cadru. Dacă te încadrezi în cerințele mele, mergem înainte. Dar țăranul nu e predictibil, s-ar putea ca în sezonul următor să nu aibă aceleași roșii pentru că nu plouă sau nu știu ce se întâmplă. Și ei trebuie să găsească altă soluție. Așa că ei se laudă, să zicem, lanțul ăsta de lângă noi se laudă, pune un stand-up cu un țăran român cu mâinile bătătorite din carton și zice gusturi românești nu știu ce și peste 2 luni își dă seama că nu poate să aducă acele roșii din carton și aduce altceva de unde poate. Asta este. Deci trebuie... Știu o poveste... Trebuie înțelese realitățile. Spune. Știu o poveste cu celelalte lanțuri de fast food, da? Ok. Și acolo, la ele, poți să-ți cumperi o omletă. Da? Ce presupune o omletă? Presupune că este o plită încinsă peste care se pune cu un polonic o zeamă, da, și sfârș s-a făcut omleta, ți-a servit-o în momentul 2. Industrie. Mai știu următorul lucru, și anume că omleta aia este făcută din... Dumnezeu știe ce este în compoziția respectivă, pentru că vine din Germania. Pentru că este mai ieftin pentru lanțul respectiv de fast food să-și cumpere niște canistre, bănuiesc așa se numesc, cu acel compozit, da, de făcut omletă, decât să dea, la vremea aia era 5 bani pe ou, acum nu știu cât mai e. Și calitate nutritivă zero aproape, sau da, cât o fi acolo. N-am vrut să zic zero, dar este constantă, să zicem. Niciun, adică are un puseu de galben. Da, da. Înțelegi? Da, da, știu ce zici. Nici vorba de galben. Noi știm când mergem dacă luăm ouă de la piață sau de la CBN, știm că uneori sunt mai mici, alteori sunt mai mari. Unele rase de găini fac ouă mai roșii, altele mai albe, există mereu diferența asta. Și asta este surpriza și poate partea distractivă, că nu ai mereu aceeași omletă când ți-o faci tu singur, cu ouăle pe care le cumperi tu. Dar un lanț de fast food trebuie să asigure același tot timpul. Același produs cu aceleași calități atâta cât ori fi. Ele ori fi mari, ori fi mici, dar trebuie să fie constante și aceeași culoare și aceeași senzație în farfurie și lor le convine să obțină acel premix. Ceamă, dar nu-i mâncare. Ai spus asta cu, apropo de brânza țăranului, știu că m-am amuzat de un banc la un moment dat. Arunge Armstrong pe lună, știi, și înfige steagul și spune celebra replică, un pas mic pentru om, un pas mare pentru omenire, și se uită așa în zare și vede un țăran. Tu cum ai ajuns aici? Cu niște brânză. Oh, bun, bun. Frumos. Da, 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 da. Asta e de pe vremea în care era penurie și brânza de la țărani era... Uite că au fost momente în care țăranii erau importanți. A fost nunta lui Simeon, da? Da... Și, nu m-am uitat, da, știu că s-a transmis, dar am văzut după aceea reacții și... Hai să zicem, și sunt legat de... chestia asta cu Phoenix și, mă rog, în fine. Ajungem și acolo. Mai mult despre asta m-am interesat. Rămăsesem cumva la brânză, pentru că a fost la un moment dat, cred că chiar Simeon a povestit, cum Gigi Becali, da, și el invitat la nuntă, l-a cadorisit ca să acopere necesarul de mâncare cu nu știu câte sute de kilograme de brânză. 2 tone? 2 tone de brânză, da. 2 tone de brânză, mulțumim, Ovidiu. Ovidiu. Da. Deci, da, și Becali produce brânză, băi, unde o vinde? Am auzit cifra asta și m-am uimit și pe mine. Iată, deci probabil că în continuare averea lui constă în chestia asta. A rămas pentru asta. Asta e partea lui cea mai respectabilă, să zicem, moștenirea asta pastorală. De la, adică eu nu vorbesc de rău familia Becali, deși au fost oameni arestați, nu știu ce, nu pentru că ar fi filantropi sau etc. Cu fotbalul nu mă interesează, dar au fost pentru părinților, pentru bunicilor, pentru ce au făcut generațiile dinainte. Eu mă întrebam unde vinde brânza, asta era cu. Nu știu, dar habar n-am. Băi, 2 tone sunt 2 tone de brânză, nu e... Ei, uite, au dat-o la anunt acolo. Da, dintr-o dată și noi n-am suferit, adică nu s-a terminat dintr-o dată brânza din București. Am avut destulă. Măi, dar trebuie să recunosc că mi s-a părut, a început să mă amuze treburile astea. S-a supărat lumea pe Nicu Covaci, inclusiv membrii Phoenix, da? Phoenixului vechi, da. Phoenixului vechi, da, că s-a dus să cânte la nuntă. Hai, mă! Știi, asta mi se pare, e, cum îi zice, efectul Maslow, când este un soi de ierarhie a priorităților, da? Am ajuns să ne fie și să ne meargă atât de bine, nu mai avem alte probleme, decât vergeturile lui Buhnici, mai zi-mi, Jebistro, cu copii, da. Ce-a mai fost? A, și iată nunta lui Covaci la... Da, am urmărit chestia asta, știu foarte bine de ce s-a dus, știu cine a insistat să meargă acolo. De asemenea au fost prieteni care țin la el și oameni influenți pe care el îi ascultă, care i-au zis o să dea prost la opinia publică că merge acolo. Și el cu toate astea s-a dus cu restul trupei, mă rog, cu trupa nouă, cu soții Săteanu, cu Cristi Gram, toți prietenii noștri pe care îi prețuim foarte mult. Ei nu și-au pus poze de acolo. Au văzut că ei nu au postat nimica. Da, da. Au ținut, a fost un job, m-am dus, am cântat la o nuntă și gata. Dar nu înțeleg de ce. Mă rog. Hai să încercăm să deslușim. Eu am această curiozitate înainte. Covaci a purtat ie? Nu, el are acel tip de uniforma lui, de rocker. Da, că toți au fost cu ie, bănuiesc că la nunta... Așa. Nu, n-a fost dress code, nici chiar în halul ăsta. Așa, și este... de unde plecasem? Da, Covaci. Să dezlușim misterul prin care Covaci a ajuns la acea nuntă, dar nu asta este, mie asta nu mi se pare vreo problemă, problema este de ce ale lumea neapărat o isterie în jurul acestui subiect, de ce a mai apărut și asta pe tapet. Nunta asta, uite care e problema, nunta asta a fost raportată de la început cu un alt eveniment din interbelic, nunta lui Corneliu Codreanu. Știu povestea. Care tot așa a făcut o nuntă, din întâmplare și el și soția s-au îmbrăcat în port popular, oarecum ostentativ. Și am înțeles că a încercat să evite asta, mă rog. Este foarte subtilă diferența asta, pentru că tu dacă te uiți, vine George Simeon la tine și zice: dom'le, n-am vrut să fac așa ceva, dar cu toate astea ai făcut o cealaltă similaritate, cealaltă asemănare, că ai făcut-o publică și i-a invitat toată lumea, la fel cum a făcut și celălalt. A fost un eveniment politic? A fost un eveniment de PR politic, a fost un eveniment asta întrebam. În sensul ăsta, da, adică la un moment dat, în plină criză de asta a războiului din Ucraina, când tabăra pro-rusă și ortodoxistă căzuse puțin mai jos și a venit evenimentul ăsta și l-a mai săltat puțin, s-au mai făcut măsurători și a ieșit mai bine la opțiuni de vot, ceva în genul ăsta. N-am stat să urmăresc, dar a contat pentru comunicarea politică, să zicem. Și pentru aceste amănunte n-au pus vastică, n-a fost nimic ostentativ, n-au cântat cuibușor de legionar, nu știu ce chestii de genul. Deci n-au făcut lucrurile în halul ăsta, dar au fost anumite aluzii care, hai să zicem că sunt nevinovate, dar există unii foarte duri, hardliner de ăștia, care se agață de chestiile astea și zice, da, e de-al nostru. Și pentru ei am văzut, măi, că... deci s-a ajuns la demența la care a spus cineva în spațiu public, la nu știu ce televiziune, s-a trezit unul să povestească că dacă porți IE, ești de extremă dreaptă. Bă, ea ți-i nebunit la cap. Da, știu discuțiile astea și e foarte complicat pentru că, în primul rând... S-au fi făcut și liste cu invitații la serviciile secrete. E foarte complicat pentru că, într-adevăr, ea se poartă ostentativ, mai ales de ziua ei, în timpul verii și așa mai departe. Frumoase, mă, iile. Dar adică politizăm și ei acum, este și practică, că politizăm ce se întâmplă în dormitor, dar și ei este practică, este răcoroasă. Deci țăranul, femeile de la țară au făcut un lucru practic care de secole s-a împământenit pur și simplu pentru că îți convenea să porți ceva ușor pe tine în zilele călduroase. Și faldurile alea așa, adică nu stă stânsă pe corp. Deci totul e făcut cu o anumită utilitate. Pe urmă, de sărbători, de lucrurile astea așa, zici, hai să porți ceva mai gătit și s-au adăugat tot felul de ornamente și așa. Dar eu, de fiecare dată când vine discuția asta, eu totuși... atrag atenția că este un articol de îmbrăcăminte, în primul rând, practic. Și atunci e foarte greu de spus că o anumită cucoană de sărbători sau, nu știu, când merge la biserică sau poartă o ie cu ostentație și că este genul șoșoacă și așa mai departe, sau pur și simplu pentru că are de la bunica și e o moștenire de care se simte mândră, sau pur și simplu pentru că îi place, pentru că e răcăroasă, pentru că e tot felul de... Dar nu e și ăsta vreun semn de sfârșit de lume, să ajungi să politizezi absolut orice? Da, un simptom de nevroză socială. Hai să-ți mai spun o chestie pe care am observat-o și pornim de la Covaci, da? Eram curios dacă a venit cu IE sau nu. Băi, după câți ani de rock and roll am încasat amândoi, da? Constat un fenomen bizar și anume există niște frontmeni care au fost la vremea lor mai presus de orice îndoială și care acum au căzut într-un derizoriu și și-au pierdut tot coolness-ul. Adică Bono de la U2 a ajuns să fie un subiect de făcut mișto. Lumea face mișto de el. Minculescu pățește același lucru, dacă mă întrebi. Covaci probabil încă nu, că el e mai motherfucker de felul lui, dar bă, ăilalți doi, da, și cred că mai sunt și alte exemple, au pățit-o și au pierdut coolness-ul, au ajuns niște personaje de bancuri. Foarte interesant. Dacă ne referim doar la partea muzicală, este probabil pentru că au început să se interpreteze pe ei înșiși. Să se repete, ca acei actori care își se joacă pe sine. Deci sunt distribuiți în anumite filme pentru că tu ești mafiotul și așa mai departe și el începe să intre într-o caricatură a lui însuși. Și cred că asta se întâmplă și lumea, dacă vede că nu te reinventezi, că nu faci un pas în față, că nu și că rămâi în acea inerție, în acea stagnare, probabil că lumea simte și Probabil că de asta se întâmplă. Zic probabil pentru că, ok, sunt foarte mulți, ce zici tu, sunt câțiva critici foarte rafinați. Majoritatea, când îl văd pe Bono, vor chestia aia de la Bono. Când îl văd pe Minculescu, vor chestia aia de la Minculescu, de care noi probabil că ne-am săturat. Noi doi sigur ne-am săturat. Deci acea glumiță care îmi înțeles s-a întâmplat pe bune cu Bono când a început să aplaude pe scenă și a zis, nu știu, zi-mi, de câte ori aplaud moare un copil în Africa. Și i-a strigat unul din public, stop clapping your fucking hands. Da, e chestia asta că se agață de toate marile cauze și în fine. Da, poate că lumea îl ia. Sunt oamenii sensibili la lucrul ăsta, care zic că totuși stai în altă, trăiești în altă lume. E un lucru care ne-a zguduit pe toți, moartea lui John Lennon, dar cine l-a împușcat, Mark Chapman, că uite că a devenit celebru pentru prostia asta, și-a motivat actul lui prin impostorare, spunând că e un impostor, because he's a phony, este un tip fals, un tip ipocrit. Și pentru că John Lennon în anii 70-80 era ca un fel de Bono, lua toate cauzele astea sociale, dar el o ducea bine, adică nu suferea cu nimica și Doamne iartă-mă, nu vreau să se înțeleagă că găsesc o scuză, dar judec puțin, se poate ajunge și la chestia. Există o poză celebră cu Lennon și Yoko în camera de hotel când așteptau după menajeră să le schimbe patul și scria, era o memă, da? Și scria acolo John Lennon și Yoko au luat o scurtă pauză de luptă pentru pace, da, cât le schimbă menajera. Da, probabil erau și în fundul gol. Da, păi pe acolo. Da. În fine. Haios. Da, uite, cam asta e, da. E complicat pentru că... Când tragi o linie după câțiva ani, băi, îți dai seama, stai, cum atunci era alt... E foarte complicat. Eu sunt un textier care scrie chestii sociale și pe mine treaba asta mă motivează foarte mult să spun niște lucruri. Dar am observat că în ultima vreme... schimbă contextele. În ultima vreme lumea e atentă la mesajul extramuzical, la ce se spune în afara scenei, în afara cântecelor, ce se întâmplă cu Chirilă. A fost scandalul ăsta că s-a luat Mărgineanu de el, i-a spus că e un ipocrit, că el are cântecul ăla în care spune că abia am luat bacul și am păcălit pe toți, am doar 20 de ani, nu știu ce. Și pe urmă el iese în public, se duce la licee și spune învățați ca să, nu știu... Păi stai, omule, tu vii cu mesajul ăla în care toată lumea se bucură că sunt un chiulangiu și un șmecher care trișează bacul și pe de altă parte tu cu ce status vii în fața liceanului să-i spui să învețe și să fie disciplinat, ordonat, nu știu, și să asculte de profesor. Hai să-ți dau un exemplu. E o problemă. Să spun o mică poveste din pandemie. Am și eu niște prieteni. Prietenii au și ei niște copii. Copiii în lockdown aveau vârsta de 14 ani. Și na. Foarte nasol. Pandemia pentru vârsta aceea a fost prăpăd. Pentru noi toți a fost prăpăd. Da? Și au stat în casă. Da. Ce-au făcut o gașcă de vreo 7-8 băieți, colegi de clasă altfel, plictisiți total în pandemie, și-au făcut conturi de Facebook, ceea ce ei nu folosesc, fix ca să-l troleze pe Chirilă. Băi, deci mi s-a părut atât de mișto. Și de câte ori făcea Chirilă către un live, ăștia erau cu maximum de înjurături pe care puteau să-l bage. Și Dumnezeule mare. Și altul care își pierde coolness-ul, adică dacă ăia de 14 ani te iau la te tripăzește raportându-se la tine ca la un bușoră care bate câmpii, băi Chirilă, ești o cauză pierdută, îmi pare rău să spun. Da, el nu trebuia să meargă, pentru că, ok, el știm că a ajuns foarte greu la... A fost un băiat talentat care a muncit din greu ca să ajungă la o anumită consistență vocală pe care o are acum. Dar să fii în juriu și să judeci voci când lumea știe că tu la vârsta aceea, la vârsta copiilor ălora pe care tu îi judeci în comisie, în juriu, la vârsta aia vai de capul tău. Adică, cu ce... S-a pus problema asta. Deci asta e problema cu Chirilă. Eu l-am văzut, l-am urmărit ca actor, l-am urmărit și în prima parte a Vămii Vechi, când a venit cu ceva foarte... cu genul ăla de... Îl plăceau gagicile, pe care l-a adus în rock și, sau în pop rock și lipsea în peisajul românesc și a avut... Eu nu vreau să-l vorbesc de rău, dar du-te în alt juriu, du-te în altă comisie unde să fii de acolo, nu să judeci voci. Și probabil și asta a contat, nu vreau să vorbesc de rău pentru că îmi place de el. Da, mă rog, este... Eu m-am amuzat de întreaga isterie asta a noastră și de faptul că odată se schimbă adesea contextul și mai mult decât atât începem să, deși noi, dacă mă întreb pe mine, avem o mare problemă cu sărăcia în România, dar parte din noi se comportă de ca și cum n-am avea foarte multe probleme și le încasăm pe astea care vin din Occident. Înțelegi? Zic, de politically correctness și așa mai departe. Este eterna teoria formelor fără fond. Încă trăim în paradigma asta, când a spus-o Maiorescu acum vreo 100 de ani. Da, dar Maiorescu era optimist și spunea să adoptăm aceste forme pentru că ele vor genera fond până, vor genera conținut până la urmă. Deci și au trecut 100 de ani și... Și vin alte forme și tot așa. Ai văzut s-a vopsit președintele? Am văzut ceva pe YouTube. Marele blond de la Cotroceni este vopsit acum. Băi, da, băi. O ia pe urmele lui Trump. Cine se vopsea? Trump, adică, cred că se vopsea, da. E primul președinte al României care se vopsește, doamnelor și domnilor. Deci este sigură, nu? Da, da. E meșa aceea, adică îi strălucea, nu știu, că... I-au greșit blondul. Da. Ok. Da, ce e asta? La categoria forme fără fond? Sau ce e? Că avem un... Da, băi, știi când a jucat... un Boris Johnson. Când România a făcut o figură frumoasă la un campionat mondial, îți mai aduce aminte? Și la un moment dat, când am ajuns în semifinale, s-a vopsit toată echipa blond? Da, da, pentru că au pierdut un pariu sau ceva, au câștigat un pariu și au zis, dacă ajungem acolo... Semifinală ne facem bloz și erau ca niște puișori. Și a fost o mantra, dacă mă înțelegi, care s-a stricat, căci cum s-a făcut toată echipa blondă? Au jucat prost. Au pierdut și aia a fost. Da. Nu, n-au jucat prost, au pierdut. Au avut ghinion. Și mai dramatic, și mai nasol. Da. Ghinion, vorba președintelui, vorba marului blond de la Cotroceni. Băi, dar să-și mă gândesc, bă, în tot contextul ăsta, da, moare Regina, moare Gorbaciov, avem Balșui Jihad aici, în care nu știm ce e mâine, habar n-avem ce o să fie săptămâna viitoare, avem conducte cu atentate, avem toate nenorocirile astea. Tu ești președintele unei țări care stai, bă, aici, în, cum să spun, în coasta Marelui Urs și fata aia, cum zice, premiera Finlandei dansează pe mese, ăsta cu 30 de ani mai mult se vopsește în cap. Băi. Numai discuția asta devine foarte frivolă, Silviu, așa că hai să trecem peste ea, pe bune, haide că... Nu, ce să mai vorbim aici? Așa este, îi lăsăm pe alții să comenteze ascultătorii, să scrie acolo părerile lor. Suntem părinți, mi se pare îngrijorător. Ah, din punctul ăsta de vedere, da, că adică... nu sunt modele, că puștii văd tot felul de ciudățenii de genul ăsta și pentru ei un mare bâlci al deșertăciunilor. Și noi care am copilărit sub Ceaușescu, știi, adică ne crește probabil și această neîncredere și această doză de scepticism. Cred că îi inoculează cu acest scepticism care e totuși bun pentru un cetățean al societății noastre. Măi, noi întotdeauna am avut o problemă cu elitele pe aici. Da? În general, elitele noastre au vrut să plece de aici. Căci asta este o constantă. Când le-a mers prost, da. Când le-a mers bine, au știut să se descurce. Sau când le-a mers bine, s-au compromis, dacă mă întreb. Da, da, da. O formă de... Da. În fine, și văd contextul ăsta care mi se părea, cum să spun, de sorginte balcanică, care acum s-a dus ca o cangrenă așa în toată lumea, sau cel puțin în tot Occidentul. Sau probabil era și acolo, dar acum observ eu. Nu e ceva balcanic, dar hai spunem despre ce e vorba. Păi, ce spuneam și mai devreme, e un tip de mediocritate a întregii clase politice în toată Europa, de te iei cu mâinile de cap. Că avem contextul ăsta pe care îl avem de aici, de la Est, da? Și am ajuns cu teamă să mă gândesc că marele blond, marele țar, da, este singurul băiat cu oarește inteligență față de ăștia alții care nu știu de capul lor. Cum bine a spus maestru Cristoiu, căci vorbeam așa despre mai devreme, Scholz ăla este mai Barna decât Barna. Înțelegi? Nu știu, mi-e foarte greu să comentez, pentru că acum tocmai suntem într-un moment în care ne vin știri despre calculele greșite pe care le-a făcut acel mare... luminat de la... Dumnezeu știe ce... Urmărești știri și de colo și de colo, că na, n-aș vrea să nu știu. Așa se face, sigur că da. Și pot fi de acord cu tine. Este vorba de faptul că Europa, mă rog, elitele europene joacă foarte prost acest... Adică Europa o să fie... Dacă cineva o să pierdă acest război, așa cum e el, cu siguranță va fi Europa. Și noi suntem în Europa și mai suntem și aici. Ok. Sunt îngrijorați. Îmi pare rău, n-am ce să răspund la lucrul ăsta. Asta e o discuție la care nu mă pricep. Nu știu ce... Eu nu prea discut despre clasa politică. Pentru mine, conceptul ăsta de clasă politică mi se pare confecționat artificial. Multă vreme, în anii 90, era un discurs general în societate că nu avem și noi clasă politică, domnule. Și în anii 90, totuși, politicienii erau, ține minte, că era pe vremea, adică nu zicem neapărat Coposul, Câmpeanu, Rațiu, dar și pesediștii erau feseniștii de pe vremea aceea. Așa, erau și ei erau comparabili pe acolo, ca pregătire, ca background, ca statură politică. Și cu toate astea nu avem și noi o clasă politică. Când o să avem și noi o clasă politică? Și au trecut timpul, avem o clasă politică, iar nu e bine. Uite ce face clasa politică, uite că nu reflectă nevoile populației, ale societății și așa mai departe. Deci de asta eu evit tot YouTube-ul, toată media este plină despre discuții de clasă politică. Tu dacă îl chem pe Florin Dumitrescu aici, el o să-ți spună că ok, nu că nu există clasa politică, dar conceptul ăsta este făcut în așa fel încât publicul să se detașeze de politică. Oamenii simpli să spună: a, sunt șmecherii aia, șnapanii aia, nu mă interesează politica, pentru că este acea clasă politică, acea clică și eu nu mă amestec cu ei. Ceea ce, pe de o parte, e adevărat, dar pe de altă parte nu e un lucru pe care să-l spui tot timpul, că scade implicarea. Când începe să te caute statul pe acasă, începi să te mai... Na. Asta o avem by default, ne naștem cu ea și creștem cu ea. Apropo ce ziceam despre copiii noștri, că și noi am crescut la fel cu această neîncredere în stat. Dar dacă mai pui și treaba asta cu clasa, cu categoria asta și îi spui, tu stai acolo pentru că există o clasă politică, există o elită, tu nu te amesteca, lasă că e treaba noastră. Îmi dă foarte rău. Și de asta eu evit și îi îndemn pe toți să nu se intre în partide, dar să aibă activitate civică, să discute, să pună probleme, să se ia de primar, să, chiar și pe Facebook, să-l troleze pe, și pe Chirilă, care are și el implicare politică. E un mod de a intra. Pentru liceeni e foarte bine. Mai încolo o să se ia și de Iohannis și așa mai departe. Cam asta zic eu așa, ca să-ți dau un răspuns. Despre Europa, ce să spun? Uniunea Europeană, probabil te referai la... La nivelul ăsta. La nivelul ăsta, Finlanda nu e. E și ea în Uniunea Europeană. M-ați prins că nu știu. Să râdem noi de Finlanda? Nu. N-am râs, mi se pare îngrijorător în contextul în care e un război și ai o Europa care ajunge pe butuci, da? Că îi se iau roțile. Păi, Finlanda, partii, dar uite că a intrat în NATO, pac, în 10 zile, hop, și partii. N-am apucat să mă uit, dar te-am văzut întrebându-te pe Facebook, constatând că pe Wikipedia, da, sunt niște informații false privind fenomenul, cum se spunea, Piața Universității din 90. Cine ce a falsificat? Acolo nu știm cine. Era vorba despre mineriada. Era vorba despre Piața Universității. Piața Universității din 90 a fost un fenomen foarte complex. Trece timpul și noi tindem să uităm niște lucruri și există o anumită memorie, să zicem, colectivă. Selectivă, care tinde să uniformizeze Piața Universității cu mineriada. Lucrurile sunt în legătură, există consecințe, există cauză-efect, un raport cauză-efect între ele, dar din când în când trebuie să ținem seama că manifestația propriu-zis s-a terminat la câteva zile după alegeri, nu știu, pe vremea aceea... După 20 mai. Alegerile au fost pe 20 mai 1990. Manifestația a început în jurul lui 22 aprilie, pentru că era o comemorare a lui 22 decembrie. Pornise cu o comemorare a eroilor de la Revoluție și încetul cu încetul s-a acumulat așa cam o lună plină de stat, de ocupat Piața Universității și erau niște asociații organizatoare, printre care cea mai cunoscută era Liga Studenților, dar mai erau și asociația acum 22 decembrie sau ceva. Foști revoluționari, mai erau asociații de genul ăsta care organizaseră propriu-zis și au spus, haide, ne retragem pentru că nu mai are rost. Am pierdut alegerile, pe scurt. Și cu toate astea au rămas niște oameni în corturile de la Teatrul Național, de acolo din romantism, față. Da. Și unii au rămas din romantism, alții au rămas pentru că erau instigatori. Și foarte multă cărniță pentru jurnaliști în toți acești 30 de ani a fost să descopere care era mecanismul prin care securitatea încă de atunci sau nou înființatul SRI sau, mă rog, aceste forțe oculte încercau să E că lucrurile nu s-au schimbat. Manipuleze. La capitolul ăsta lucrurile nu s-au schimbat. Și atunci, deci asta este o chestie despre care nu putem să vorbim. Este, a rămas într-o zonă gri. Ce cu oamenii ăia de la ce era corturi? Fals? Asta zic, ce era fals? Ei au perpetuat până în... nu mai țin minte, trebuie să mă uit acolo. Erau niște chestii exagerate în sensul că ce eroi am fost noi care am stat acolo, cât de mult am stat, ce permanență am avut de nu știu câte de zile, ce criminali au fost minerii și totul merită relativizat, pentru că știm cu toții, suntem de acord, dar uităm că minerii au fost conduși de către niște agenți infiltrați, au fost păcăliți, au fost manipulați la rândul lor. Minerii ca profesie, ca meserie grea. Da, au dispărut. Deci ei, categoria socială a minerului a suferit destul de mult în acești 30 de ani. Să mai joci sonțoroiul, să mai faci o frescă pe casa studenților cu mineri cu bâte, care în 2022, haide mă. A făcut asta cineva, scuze. Da, este, nu știu, în Timișoara sau în Craiova, e o chestie de asta în stil prolet cultist. Da, aoleo, deci atât de mult. Sunt în 2022, toată Germania și toată Polonia plânge că a închis minele, că au plâng că au închis minele. Și noi ne ținem cocoși și zicem huo minerii, deși știm că minerii au fost vai de capul lor. Minerii au în 87 sau când. Să-i grijă ce spui, că mie că s-ar putea să te trezești cu niște reacții. Uite mă, s-a trezit unul să ia apărarea milionarilor care ne-au nenorocit. Nu, am fost acolo, am fost când au venit minerii, m-am speriat, n-am luat bâtă, dar eram cu mama și cu prietena mea de atunci și am simțit, venea până la mine mirosul ăla de metal, de mină, de abataj, de... Așa de aproape eram de ei, am văzut și ne-am îngrozit și am tulit-o repede, am luat un taxi care, pentru că nu știam. Deci atunci pe 14 iunie nu știam că o să... Mai fuseseră mineria de ok, adică ceva ne părea cunoscut de pe la televizor, dar dintr-o dată când să-i vezi acolo, a fost o prezență din asta așa înspăimântătoare și într-adevăr a fost un moment de ăsta în care, hai să dispărem de aici. Și cu toate astea nu le port ranchiune, am încercat, am învățat să-i înțeleg în tot timpul ăsta. Cu ce mă ajută dacă nu sunt zelos politic, dacă n-am niciun interes să mai trag și eu un ghiont, acum să mai joc și eu odată țonțoroiul pe cadavru minerului român, ce rost mai are să mai... N-am nimic de câștigat din chestia asta și atunci problematizez puțin. Vreau să ajung la adevăr, vreau să aflu cine a fost cu adevărat în spatele tuturor chestiilor astea. Și... lucrurile sunt amestecate și zăpăcite. De când a început Bolșoi Jihadul, exact, am început să mă uit și să mă documentez foarte mult despre tot ce presupune ex-spațiul sovietic, dar și țările limitrofe printre care eram și noi. Și cum a funcționat Ceaușescu și am văzut și niște reacții ale lui Castro. M-am uitat, m-am adâncit puțin pe subiectul ăsta, ceea ce m-a făcut să înțeleg mult mai bine decât până acum un tip de dinamică a forțelor ăstora și paradigma în care funcționau ele. Băi, erau fără milă și să aud tot soiul de personaje vorbind de pildă despre Iliescu ca un trădător și până la urmă unul care l-a cam făcut felul fostei nomenclaturi. Wow! Că atunci nu vedeam lucrurile așa. Tocmai am văzut The Death of Stalin. Ai văzut filmul? Cu Buscemi, care îl joacă pe Hrușciov. Foarte mișto. L-am văzut de două ori. Filmul nu este tocmai accurate istoric, băi, dar dinamica forțelor era fix aia, știi? Și cred că și umorul ăla, absurdul situației era pe acolo. Da, am înțeles că e făcut după o piesă de teatru și, deci, până la urmă era o dramatizare, să zicem că era făcută ca să fie și o comedie și un puțin teatru al absurdului și în convenția asta... Deci nu mi se pare departe de niciun context real care s-a întâmplat. Spune niște adevăruri care nu sunt neapărat suprapuse cu marele adevăr istoric, dar spune într-adevăr, zice, ce zici tu, prezintă situația mai mult decât realitatea istorică. Cred că e foarte important să înțelegem acest aspect. Mi se pare că propaganda asta pe care o încasăm acum de toate părțile ne blurează, cum îi spune, ne blurează adevăratele situații, fapte și contexte. Nu poți să-l învingi pe Putin, să zicem, da, sau Rusia, băi, dacă nu înțelegi care-i treaba acolo, e ca și cum ești într-o luptă corp la corp cu cineva și tu, ca să-l învingi pe acel individ, da, trebuie să înțelegi în primul rând ritmul în care funcționează și să-i o dai contra ritm. E foarte important asta într-o luptă. În momentul în care ție nu ți se explică decât o singură frază și care merge tot soiul de situații aberante, să ne amintim cu acel coment de pe Antena 3, acum CNN, când se trăgea cu... deci ei comentau războiul, comentau cu imagini o scenă de război, da? Când a început războiul, acela s-a dovedit a fi o simulare de computer. Din discotecă, chestia aia din club. Nu. Mai înainte a fost o simulare pe care o găsești pe YouTube, cu antiaeriană care trage după un mic și se catapultează pilotul. Este un joc pe computer, da, dar pe care i-au dat-o pe TV și... Da, dar asta ține de propagandă, e acea bătălie de soft power care e, să zicem, dincolo de front. Tu gândește-te că părțile în război, cealaltă parte în afară de Rusia, care este ex-sovietică, este Ucraina, care de asemenea este ex-sovietică. Bineînțeles. Și deci, din aparatul sovietic au făcut parte foarte mulți ucrainieni. Dacă ei nu știu ce mentalitatea rusului și armatei ruse și așa mai departe, nimeni nu știe. Deci, din punctul ăsta de vedere, să nu uităm alt film, o serie de filme de-a dreptul. Cernobîl. L-am văzut. Care se petrecea în Ucraina. Cernobîlul e în Ucraina, dar era vorba de tot acel lanț de decizii care era tipic sovietic și care acum te trezești că este cel care gripează comanda armatelor rusești pe front. Tot nepotism, tot corupție, tot acel zel de a raporta, da, suntem să trăiți doar și e totul perfect, care ascunde de fapt o mare mizerie. Deci toate lucrurile astea ucrainenii le știu de atunci și le e foarte ușor să jongleze. Ce ar face rusul acum? Bineînțeles, asta ar face și pun degetul direct. Deci, din punctul ăsta de vedere, chiar nu zic că suntem fără griji, dar una e ce vedem noi la televizor și alta este ce se întâmplă acolo. Și oamenii de acolo sunt mai bazați. E un context al sfârșitului anilor 80, da? Începutul anilor 90. Deci mie îmi plac toate poveștile astea. Mai ții minte că au fost, când a început perestroica și... Da, au fost niște ani foarte mișto din viața mea, pentru că eram... Și a mea la fel. Da, eram înnebunit după ce se întâmplă acolo, ascultam toate posturile de afară, mă duceam la sediul Aeroflot, care era pe Magheru, unde ei puneau niște pagini de ziar sau pur și simplu comunicate pe A4 în care spuneau ce s-a mai întâmplat, cum se deschide comerțul, cum în Uniunea Sovietică acum este economie de piață sau nu știu, tot felul de pași înainte care se întâmplau pe calea asta a democratizării de asemenea. Deci nu era numai partea de consum. Să zicem că pe noi ne interesa mai mult partea de consum. Ce a fost foarte amuzant, ți-aduce aminte de celebrele mari concerte de rock care au fost în fostul spațiu sovietic? Da, Metallica, Pantera, AC/DC, Mötley Crüe. Fanion, trupa Fanion din acea perioadă, Scorpions. Adică ei au marcat, au amprentat, că fluiericiul ăla de la Winds of Change ne-a, cum să zic, eu a fost, cu el am rămas, ritornela emblematică a acelor ani. Pentru că ei mergeau în... ei mergeau în URSS în anii 80. Cred că apucaseră puțin și înainte. Lumea de acolo era nebunită, erau rockerii ruși, sovietici, ucraineni, toate... Americani, vorba lui Ernu. Așa. Mai american decât american. Exact, da. Dar ce m-a amuzat a fost să citesc relativ recent, acum vreo câțiva ani, un articol despre omul din Statele Unite care au organizat acele concerte. Foarte tare. Să-ți spun povestea. Omul din Statele Unite, cetățean american, cu niște business-uri nu tocmai curate, trebuia să se ducă la pușcărie pentru evaziune fiscală. O bagatelă. O bagatelă, da. Și el a crezut că primește, cum se spune, clemență în fața judecătorilor sau juraților, cum o fi acolo, dacă organizează aceste concerte în fostul spațiu sovietic pentru așa zisul, hai să zicem, un soi de pot de flori, căci se terminase războiul rece și uite, puteam să ne împrietenim cu Uniunea Sovietică, așa cum arăta ea atunci. Și omul ăsta, prin niște relații care erau și în Statele Unite și în Rusia, a reușit să organizeze aceste concerte în speranța că va scăpa de pușcărie pentru evaziune fiscală. Mi s-a părut genială povestea, se pare că n-a scăpat, a făcut pușcărie până la urmă. Dar de asta au existat aceste concerte, pentru că omul ăsta s-a chinuit să-și obțină clemență în fața instanței. Foarte tare. Da, da, da. O să mă interesez. Mie, adică în conspiraționismul meu mă gândeam că e mâna CIA-ului, nu... Probabil erau și niște băieți de acolo băgați, na. Puterea soft power-ului. Deci iată puterea, adică puterea... Cum se scrie istoria, iată. Puterea puterii moi, puterea celor fără putere. Deci, cum se scrie istoria, prostii cum ar fi muzica, filmul, păpica asta de fast food, lucrurile astea te ajută mai mult decât o armată. Sunt chestii interesante care, uite, că au importanța lor și, într-adevăr, și eu sunt foarte interesat de așa ceva. Și eu citesc tot felul de lucruri. Mă interesează aceste instrumente, arme de distracție în masă, cum li s-a spus. Sunt arme de distracție în masă. Au fost unele și mai subtile. Am citit... Cred că e cea mai recentă carte a lui Ernu. Copiii Dingo. Copiii Dingo? Câinii Dingo. Nu, Sălbaticii Copiii Dingo. E o chestie care mi-a rămas în cap foarte apăsat și anume era o gașcă de băieți cu studii care mai făceau un ban, da? Un ciubuc. Erau specialiști în Marx, că asta se învăța în Uniunea Sovietică, și de câte ori apărea câte un cum îi zice, câte un oligarh rus de sovietă, da? Exista sovieta X, sovieta Y, cu adevăr, ei trebuia să-și mai țină un discurs, da? Oamenii, așa era aparatul sovietic, nu prea aveau multă școală. Da, da. Dar plăteau la negru pe pe diverși ca să le scrie discursurile. Da, sau scriau teze. Scriau teze, da, și atunci trebuiau să bage, da, bineînțeles, citate din Marx. Și mulți dintre ăștia se distrau, țin mine, am citit și m-am amuzat, că băgau la mișto, tot felul de... Băgau la mișto, adică îl contraziceau la origini pe Marx prin ce făceau ei acolo în frazarea respectivă, da, suna... și la gluma asta râdeau maxim trei oameni din toată Uniunea Sovietică. Pentru că nu se mai citea deja, de fapt... Era un lucru care se întâmpla și foarte în România, nu-l mai găseai. În anii 80 nu mai găseai Marx la bibliotecă, pentru că erau doar interpretări ale lui Marx și trecute prin filtru altor gânditori și printre, deasupra tuturor, cel mai important lui Ceaușescu, era Ceaușescu, nu i-a mai plăcut Marx. Probabil că asta a fost. Dar eu îți zic că genul ăsta de hoax, un om care nu mi-e simpatic, sunt certat cu el, dar pentru o prostie, eu recunosc că e un tip important care m-a influențat în tinerețe, Ioan T. Morar. El a scos o carte despre hoaxurile pe care le băga el în revistele studențești. Ultima lui carte este despre chestia asta, fake news pe vremea comunismului. Și tot felul de... poezii scrise de fotbalistul Pele sau tot felul, pe care le scria el însuși, tot felul de bogusuri de asta așa, aiureli. Lumea pe vremea aceea n-avea în redacții, n-aveai cum să, n-aveai Wikipedia. Chiar și marele Cristian Sopescu a citit odată la televizor ceva ce a găsit într-un ziar de sport scris de Ioan T. Morar la mișto și se distra el și cu încă 2-3 prieteni, nu știu, divertișii, ăștia cu care era el în gașcă. Și pentru asta eu ți-aș... acum, nu știu, el cred că trăiește în sudul Franței, vine rar în România, dar dacă apuși să-l prinzi, da, ar merita să faci o emisiune cu el, pentru că n-a făcut cu Marx, nu e atât de spectaculos, dar poate pe dimensiunea noastră românească. Eu de multe ori când îl citesc pe Ernu, mă gândesc, uite, aveam și noi lucrurile astea în România, da, dar da, sunt câteva. În mic. în URSS erau așa, erau grandioase, era pe bune la dimensiunea aceea, l-am mai avut și noi, mi-aduc aminte de ele, dar erau undeva așa, mai micuțe, mai un fenomen, mai la dimensiunea păstrând proporțiile, cum se spune. Da, foarte interesant. Cred că ne așteaptă vremuri de-astea și va trebui să găsim tot soiul de... Da, acum găsim altele, găsim alte trăznăi, sigur că da. Pe mine mă amuză maxim o situație, și anume că ajung să-mi iau informație corectă, da, sau o contraopinie la propaganda generală de pe aplicația Telegram, care aplicația Telegram a devenit o sursă de toate știrile, adică este la liber. Nu trebuie neapărat să fii de acord cu ce știri primești acolo, da, sunt o grămadă de canal. Aplicația Telegram, da, fiind o aplicație a unui rus și unui ucrainian. Da. Ce să vezi? Nu, după ce termin sursele românești, mă dau și eu pe surse de afară și mi intră și Telegramul și, mă rog, și americanii, și americanii sunt de mai multe feluri, nu e că la Fox News e altceva decât la CNN și tot așa. Deci sunt bune și sursele de afară. De multe ori chestiile românești, tot felul de idei pe care le găsești la comentatorii noștri, zici, ia uite mă ce băiat deștept, de fapt vin de afară că și ei sunt conectați la chestiile alea. În fine, acum totul e la liber și ne putem informa de peste. Nu știu dacă îl găsesc acum, dar este un canal pe YouTube, da, nu știu dacă îl găsesc acum, niște băieți care fac mișto realmente de noua propagandă și noile goarne ale propagandei sau noile vechile goarne, noua propagandă. Și care din când în când îl iau la mișto pe marele Cărtărescu. Au pozat postarea lui din alegerile din Statele Unite, să câștigăm și aceste alegeri și pe urmă mai vedem, da? De când el era declarat Cărtărescu cu Biden, și acum de câte ori se întâmplă câte o nenorocire. Au făcut o memă din chestia asta. Au făcut o memă și atașează nenorocirea sau discursul lui Biden sau o prosteală arături de postarea lui Cărtărescu. Am văzut ceea ce meme mi se pare din astea, da? Maxim de amuzant. Nu le-am înțeles. Acum tu mi-ai explicat poanta. Că nu înțelegeam, că îl vedeam pe Cărtărescu în tot felul de contexte și ziceam, da, haios... Dar nu prindeam, acum am înțeles, da, ok. Bă, sunt unii care au mai declarat un mic război elitelor și nu e ușor. Mi-aduc aminte că eu personal am explodat. Sunt total prost și idiot câteodată, da? Da. Și ai călărețul și elefantul, da, vine elefantul, omoară orice călăreț. Când a început războiul și ne-am panicat destul de mulți și știu că mi-aduc aminte foarte bine seara când a căzut elicopterul și migul acolo în, știi ce zic, a fost o seară, în fine. Ok, da, gata. Aia a fost un moment în care m-am cam scărpinat în can și a zis, bă, în fine. Și m-am enervat și mai tare a doua zi când altul la fel de speriat ca și mine s-a trezit să facă o listă, căci asta era în fața dezastrului, asta a simțit omul ăla, să facă o listă cu cine consideră el că este putinist. Știi? Și era o listă de vreo 50-60 de nume, nici măcar nu eram pe lista aia, bineînțeles. Da? În fine, dar oamenii mi-au zis, bă, pe bune că asta faceți voi acum, mă, vine dezastru și voi stați că ați făcut o listă cu unii care, ca să ce? Să rezolvi ce? Dar noi avem treaba asta, să facem liste, știi? Bunică-miu pe vremea lui Ceaușescu, da, când se stătea la coadă la carne, se scula de dimineață și își făcea o, cum să spun, avea o listă cu numere de la 1 la 200 și îi aranja pe aia la coadă. Știi? Și le trecea și numele pe... Da, ca să nu se ia lumea la... a fost primul la rând. Și da, era primul la rând, sau era între primii, dar ca să nu se ia lumea la ceartă. Da, 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 aici da. Lista asta era pentru tocmai că se stătea foarte mult și mai mergeai până acasă și atunci, mă rog, da, interesant asta. Da, dar e altfel de listă. Păi e altfel de listă, asta zic. Aia era o listă să pună puțină ordine în dezordine aia. Da. Aici avem o listă care nu putea lista să nască decât gâlceavă. Dar care a făcut puși la index, erau cei puși la index. Era lista lui McCarthy, era genul ăsta de liste, de excluși. Liste de dușmani. Da, mă rog, în fine. Da, se întâmplă... Poseuri de-astea de anii 50. Da. Da, e amuzant să vezi cum... Se întâmplă, da, nu știu, sunt oameni zeloși, sunt oameni oportuniști, sau oportuniști în mintea lor, au într-adevăr vorba ta, pusee. Astea sunt niște pusee iraționale. Știi, am stat... câteodată, la tot soiul de discuții, am înțeles cât de complicat au fost anii 50, da? Mai ales aici la noi. Mi-a fost relativ greu să înțeleg contextul și cum a fost posibil așa ceva, dar l-am înțeles de curând. Constatând un gen comportamental în fața dezastrului prin care unii funcționează. Vezi personajul de care îți povesteam că s-a apucat să facă liste cu cine consideră el că e putinist. Adică nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Că asta era... Silviu, asta e metehna. Eu acum am citit cărți despre colectivizare, pentru că eu am fost într-o zonă necolectivizată. În Bistrița Năsăud. În Bistrița Năsăud am fost în anumite sate care nu au fost colectivizate și oamenii chiar și acum, după 50-60 de ani, păstrează acea mândrie că noi nu am fost colectivizați și am încercat să văd care e diferența, ce a însemnat colectivizarea. Și, bine, mai știam, mai citisem, pentru că am prieteni sociologi, cum ar fi Cătălin Stoica, care a scris o carte, o recomand, România Continuă, are un capitol destul de consistent despre perioada asta de colectivizare. El chiar este dintr-o zonă, originele lui sunt din într-o zonă din județul Galați unde se spune că a fost Ceaușescu să facă colectivizare. Și el a mers acolo pe teren și a vorbit cu supraviețuitori, cu oameni care... și printre multe alte lucruri interesante pe care le-a aflat din mai multe surse a fost că, de exemplu, chestia asta, că Ceaușescu nu a fost acolo cu pistolul în mână și nu a făcut colectivizarea. El a fost chemat în momentul în care revolta din acele sate s-a terminat, că a fost o revoltă, a fost o răscoală, și el a fost oarecum ca să pacifice lucrurile, ca să vină cu... el a fost the good cop, el a fost polițistul bun și e un adevăr care nu convine liniei politice actuale. Foarte mulți îl vor pe Ceaușescu, Vadă Roșie se cheamă comuna în care s-au, satul în care s-au petrecut cele mai mari atrocități, au fost omorâți oameni și așa mai departe. A fost excesul cel mai... mare în acea parte, da, și pe urmă ei și-au dat seama, conducătorii comuniști ai vremii respective și-au dat seama că s-a exagerat și au zis nu trebuie să aplatizăm puțin, să punem Batista pe țambal, să mușamalizăm situația. Așa era și în The Death of Stalin, știi? Gata, terminăm cu arestările. Da. Și atunci l-au trimis pe Ceaușescu ca să facă pace, ca să găsească, să negocieze. Era... știi? Și peste ani de zile în ziare, site-uri, nu știu ce, comenturi, că de asemenea sunt oameni care au știut, au învățat ei din 22 sau din România Liberă că Ceaușescu a fost un criminal și așa mai departe, și care spun, uite că Ceaușescu a omorât la Vadă Roșie și așa. Și afli chestia asta dintr-o dată, de la un cercetător absolut neutru. El poate că ar fi vrut ca urmași al celor care au suferit acolo ar fi putut să zică, aha, hai să dăm tare în Ceaușești, să mai jucăm țonțoroiul pe cadavrul ceaușeștilor. Și cu toate astea, uite că el află niște lucruri de nuanță, niște lucruri care se potrivesc, intră mai bine în puzzle, parcă se așează mai bine lucrurile. Am aflat și eu de curând o grămadă de chestii despre Ceaușescu și despre toate contextele cu putință. Interesant personaj, cumva. Adică nu era doar cizmarul care a făcut... E criminal, este... Nu-l spălăm de păcate, a făcut o grămadă de lucruri rele. Și nu mai vrem unul ca el, clar. Nu mai vrem unul ca el... Dar e foarte greu... Îmi plac ăștia vopsiți acum. E foarte greu de judecat în bine și rău, pentru că a fost, să zicem, a fost un rezultat al istoriei, până la urmă a ajuns acolo nu atât din... Bine, era ambiție, era dorința de putere și așa mai departe, dar el a ajuns și dintr-un joc al conjuncturilor, pentru că, la fel ca în moartea lui Stalin, ei făceau conclavuri de astea așa și la fel făceau și nomenclaturiștii de vârf de la noi, și el a ajuns oarecum în vârful Partidului Comunist Român pentru că era considerat cel mai fraier și cel mai manipulabil. Și ceilalți rechinii mai mari decât el ziceau, a, hai să-l punem pe prostănacul ăsta ca să putem să-l manevrăm. Deci... Ce vrei mai? Cum să zic eu? O estetică a sorții decât chestia. Dar e la Vinea Betea care povestește lucrurile astea. Ea cercetează și poate că ar merita să o chem și pe ea. Da, cum să nu? Aș face o emisiune despre Ceaușescu. Da. Măi, vine octombrie peste noi, da? Ai pus de murături, ai făcut vinul. Am struguri de vin acasă, dar nu o să facem. Am căpșunică. O să facem tarte din alea. Cum se face cu caise, cu... Îngrașe. Tarte de genul ăla. Și asta noi facem cu căpșunică. Este nemaipomenit. O să mă duc... ne place must. O să merg până în Obor să văd. Și că poți să-l bagi la congelator și rămâne must. Da, nu știu, dar e o idee, o să mă gândesc. Eu sufăr ca un copil pentru că au ai mei care stau la vreo 40 de kilometri de București, da, au, au niște viță, da? Și mi-a dat ploaia, mi-a dat o piatră asta vară, de unde scoteam 80 de litri de vin, da? Mi-au stricat tot vinul, sunt fără vin anul ăsta. A, și vine iernă grea, totul lumea nu sorceai vin în fiecare an. Da, 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 wow, ce, da, ce plăcere și ce-mi place și ce... E, ai mașină de aia, dai la manivelă sau cum faci? Da, da, da. Bun, da, la manivelă, asta... plastic, da. Bun. Anul ăsta cumperi. Da. Cumperi vin. Am găsit la Sălăjean la noi cramele Munteanu sau ceva. O bune, cramele Munteanu, ia dați aici. Și nu era rău. Am luat niște vin bun, da? În fine. Făină de greieri? E pus la congelator? Doamne, nu știu, că n-am discutat. Ești primul care mă întreabă chestiile astea. Cei din bula mea nu discută așa ceva. Deci nu mă interesează subiectul ăsta, vai de capul meu, nu mă interesează absolut deloc. Nu, te rog. Da, mă, știi cum e. Până apar unii, a ieșit la... la pizzerie și vin uniște în jură că, mă rog, la noi nu prea se întâmplă, dar am înțeles că se întâmplă pe afară. Vin uniște în jură că începe să mănânci carne și că ești un criminal care are suflet. Eu mănânc tot mai puțină carne pentru că am o anumită vârstă și am văzut că îmi face bine să mănânc. Probleme cu guta? Sau? Cam tensiune. Cam o dată pe săptămână, să zicem un weekend, și atunci așa mai mult de gust. Deci nu, pur și simplu pentru că am văzut că îmi face bine. Nu, e opțiunea mea de trai mai sănătos puțin. Nu neapărat asta e calea, urmați-o. Așa am... Și organismul reglat pe tipul ăsta de alimentație. Da, am văzut că e ok și că rezistă, omocelul rezistă și fără friptane. E o treabă totuși cu proteina animală. Odată că îți dă un boost de energie. Așa este. Mai ales când postești, sau mă rog, nu neapărat... Când se întâmplă să nu mănânci carne multă vreme și mănânci dintr-o dată o bucată de, nu știu, hai să zicem vită, în sânge, se simte, te urci pe pereți. Oh, bineînțeles. Da, că așa poftă. Este. Deci mi-e poftă de un bulz și mi-e poftă de niște pastramă de oaie de nebunesc acum că a venit răcoarea. Deci aștept să ajung. Da. Puțină, pastrama nu se mănâncă multă, normal. Deci puțin tot de acolo poftă. E... Și sunt diverse moduri în care poți să o mănânci. Poți să... Da, nu... Că eu sunt acel Florin Dumitrescu care nu vorbește despre mâncare, așa că o să mă opresc aici. Da, o să vorbesc eu puțin despre carne. Eu sunt de la care mănâncă aproape zilnic. Rar, cred, am o zi pe săptămână în care să nu mănânc carne. Și m-am obișnuit așa... Și am această comparație odată, ai un iepure și o pisică, da? Iepurile nu mănâncă carne, pisica mănâncă carne. Care e mai inteligent? Înțelegi? Noi admirăm pisicile pentru inteligența lor, e adevărat, da. Hai să zicem că asta e o... E un decupaj bine ales. Ăsta este unul. Doi la mână, se pare că omul de Neandertal sau mai înainte a început să facă o evoluție, să evolueze realmente intelectual după ce a început să mănânce carne. Da, eu nu vreau să mă contrazic cu tine. Deci eu o să spun niște lucruri care vin din zona mea de, să zicem, de sociologie, de științe sociale. Și anume că secole de-a rândul, cel puțin poporul nostru, dar e valabil și pentru alte neamuri, națiuni, etnii, nu mânca atât de multă carne. O mânca numai de sărbători, când tăiai porcul sau, nu știu, situații de genul ăsta. Nu se generalizase atât de mult, țăranii, săracii se săturau cu mămăligă și cu fiertură de tot felul de chestii, se bea lapte foarte mult, lapte cu bucăți de mămăligă, ca în Moromeți. Deci, am mâncat și eu mămăligă cu lapte toată copilăria și cu sare. Deci știi ce vreau să spun și există un... Există un anumit bioritm care se creează așa. Nu zic că e ideal, prea multă mămăligă iarăși nu e o fericire. Dar mâncată ocazional, poate carnea îți procură mai mari satisfacții și respectul față de animal, de sacrificiu animalului. Că noi îi spunem, în continuare se spune că am sacrificat, așa se vorbește. Cei din industria, chiar în marea industrie a cărnii, spun am sacrificat, ceea ce e frumos, e nobil, pentru că ai un anumit respect față de animalul ăla care moare pentru tine ca să te hrănească. Ori tu te duci la un fast food și îți iei puișor și nu știu ce. Poate și nu știu conține ce, urme de carne. Și nu știi ce acolo și totul e banalizat. Deci eu sunt împotriva chestiilor ăstora, a instrumentalizării și a banalizării cărnii. Adică nu zic nu mai mânca, nu mai consuma carne. Nu zic lucrul ăsta, dar ai respect față de ea. Ai, cum să zic eu, înțelege puțin ce-i cu carnea aceea, pentru că ea vine printr-un proces complicat, istoric. Noi am conviețuit cu animalele alea. Noi suntem ceea ce suntem astăzi datorită animalelor. Măi, există o campanie, un soi de politică la nivel global în zona asta occidentală care înfierează foarte tare consumul de carne. S-a ajuns la aberația cu vacile care poluează. Da, într-adevăr poluează, dar asta fac de când lumea și uite că suntem încă aici, știi? Iar carnea de vită, Dumnezeule, e un triumf culinar. Apoi am și ce îmi spunea domnul Ovidiu la un moment dat, că bunicii lui da? Reușiseră să aibă în gospodăria din curte, dacă venea foamea, 2 ani de zile putea să-ți asigure hrana acea asta gospodărie. Asta este subzistența, da. O gospodărie de subzistență. Nu știu dacă mai există pe la sate genul ăsta de gospodării sau dacă mai sunt subiectul ăsta și este în felul următor, că este o mândrie, este un status la nivelul satului să crești animale. Cu cât dacă ai porci, ești un om bazat. Cu toate astea, tu dacă vrei să mănânci repede ceva, te duci în colț la magazin și îți iei niște șuncă de la producătorul local. Și lucruri de genul ăsta. De ce crește animalul ăla? De ce te chinui atât de mult să ții zeci de pui, de păsări, de curci și 5 porci, că acum nu-ți dă voie mai mult și așa mai departe? Pentru că așa se face, pentru că dacă nu faci așa, nu ești rostuit. Deci a rămas chestia asta. A rămas și, de asemenea, dincoace de ea este acea spaimă că poate că vin niște perioade de penurie, vin niște perioade de foamete. Taxa de carbon, vin cu drona și ți-mpușcă porcul. Nu, cred că taxa de carbon, chestia asta cu poluarea se referă la acele mari combinate, la acele mari uzine de crescut vaci, care sunt mai ales în Statele Unite și cred că nu e cazul la noi, vacile nu cred că, din ce cunosc eu așa situația, nu avem problemele astea. La noi sunt mai liber lăsate, nu, sunt mai aproape de văcuța mov din reclame, vacile din România, decât de acelea care ajung să polueze. Trebuie să recunosc că n-am mai fost de mult prin țară, în zone de-astea, dar oare mai vezi pe la sate și de la pășune iaca, tacticoasă vine vaca? Da, langa, există langa. Există pășuni locale, islas comunal, tot felul de lucruri de genul ăsta. Vine ele seara acasă, așa, și bivolițe. Bivolițele sunt mai inteligente și n-au nevoie de văcar și știu drumul și se știe lucrul ăsta. Da, și vacile am văzut că știu. Și vacile știu. În general, bivolița, apropo de animale inteligente, bivolițele au uger mai mic, produc mai puțin lapte, se știe. Lucrurile astea le spun, mi-e jenă, le zic pentru urbani, pentru cei care s-au rupt de rural. Da, dar cât de prețuit este laptele de bivoliță, nu? Foarte și mozzarella gras. Și așa mai departe. Deci nu produce acea, n-are volumul unui uger de vacă. Au țâțe mici, da? Și cum să râdem puțin. Nu văd că nu mai eu râd. Așa, mie îmi plac să nimic. Așa, ok, pentru cei care... cărora le place și dimensiunea mai resus mai complicat de gestionat. Cum să zic, este într-adevăr ai nevoie de un văcar și într-adevăr sunt în continuare, nu știu, cred că și la bivolițe e nevoie de cineva care să stea să le păzească. E mai bine, Doamne ferește, le mai fură cineva, le mai atacă un prădător. Și există și specializarea asta. A rămas văcarul satului, în continuare există. Uite, spre exemplu, ai mei stau în drum spre Alexandria undeva. Da. Dacă mă întreb pe mine, zona asta de Giurgiu și de Călăraș, măi, are ceva foarte mizer. Față de... Nu sunt mare pasionat de ardeleni, da, dar am fost prin Ardeal și am văzut cum... Satul de acolo are o poezie, astea de aici n-au nicio poezie. Nu mai sunt foarte multe gospodării, cum îți spuneam mai devreme, care să-ți asigure un trai pe un an, doi, în caz de nu știu ce. Există o grămadă de... Fiecare sat are cel puțin două marketuri de-astea care ți asigură hrană, știi? Și te duci și-ți cumperi de acolo. Oamenii practic nu prea mai produc. Sau dacă mai produc ceva, mai produc niște vin ca să aibă și peste iernă sau țuică. Da, s-au întâmplat multe lucruri. Tot așa, ne ducem în urmă la colectivizare. La câmpie toți au fost colectivizați, toți au fost în CAP-uri. Pe urmă au venit în anii 90... A existat un mare exod de la oraș către sat. Pe urmă, noi suntem acum într-un moment în care e o mare migrație de la sat către străinătate. Și probabil că acolo foarte mulți oameni tineri, oameni cu putere de muncă, sunt la lucru în străinătate. Între timp, ce să zic, proximitatea Bucureștiului sau ale altor centre de asemenea, ea depopulat. Câți oameni din București, câte familii nu sunt dinspre Oltenia venite, dacă stăm să răcâim așa prin genealogia noastră, câți tot mai... Și, de exemplu, maică mai avea pe cineva dinspre Severin veniți. Deci avem cu toții, avem din partea aceea și... Probabil și ai tăi, dacă au casă bătrânească acolo. Nu, n-au casă bătrânească, e cumpărată. E cumpărată, da. Dar a fost un fenomen de... E complicat. Nu știu să zic acum, astea sunt chestii pe care le vezi din mașină. Mergi cu mașina pe drum și vezi că e iarbă uscată și că vacile care merg sunt... blegi și oloage și nu-ți face plăcere. Și dacă mergi mai spre Brașov încolo, vezi iarbă frumoasă și așa mai departe. E complicat. Nu, eu asta te întrebam, dacă... Da. Ok, mie mi se pare că numărul de gospodării, cel puțin în proximitatea Bucureștiului, este destul de mic. Nu știu dacă lucrurile astea se întâmplă și în restul țării. Exact asta te întreba. Există o presiune foarte mare în desfințarea gospodărilor. Acum am văzut că s-a făcut un târg al micilor gospodari, al gospodarilor mici, care au ferme mici de, hai să zicem, de autoaprovizionare. Într-adevăr, cine are aceste, așa zisa gospodărie de subzistență, produce într-atât de mult încât să duci și la piață. E adevărat lucrul ăsta, dar acum în materie de aprovizionare noi stăm în felul următor, că suntem foarte mulți la oraș, de asemenea ce am discutat mai nou, că e nevoie de volume mari, apropo de supermarketul ce vorbeam, Și tot mai mult cei care lucrează în agricultură și care sunt fermieri bazați își fac sere, își fac livezie intensive, deci lucrează tot mai industrial. Este chestia asta pentru că tu ai mai multe guri de hrănit, tu ai mai multe, e cerere mai mare dinspre orașe. Și acum e mereu discuția asta, eu vreau să mănânc din lotul ăla al familiei, de unde pun ei pătrunjelul, nu din seră, că ce își pun ei acolo pentru ei, ridichea aia e mai sănătoasă, nu pune azotat. E foarte greu să te asiguri că tu mănânci de acolo, din lotul ăla. Te împrietenești cu țăranul și la un moment dat, să zicem că... Sau ai o discuție cu el. Dom'le, ce pui? De acord, eu mănânc roșia ta din solar sau din seră. Dar ce pui acolo? Și el... Poate că îți zice, poate te introduce în lucrul ăsta. Dacă ești foarte agresiv, nu o să-ți spune sau o să te păcălească. Există mereu bănuiala asta, dar consumatorul român face repede saltul de la bănuială, mă, ce azotat, ce pesticid pune ăsta, la siguranță, la certitudine. Zice, a, ăștia sunt niște escroci care toarnă găleți de azotat. N-ai auzit asta cu gălețile? Ba da. Toarnă găleți de azotat. Nu e chiar așa. Nu. Haide, dă încolo. Nu e chiar. De asta avem nevoie de piețe și ca să discutăm cu țăranul. Că dacă nu discuți cu el și cultivi această neîncredere, nu-ți face bine nici ție, nu-i faci bine nici lui. Nu știu, poate. Știu de pildă că la roșii e o treabă de sămânță, că sunt unele roșii alea care n-au gust, de ne plângem de ele, și de obicei înțeles că numai semințe de alea găsești, ca să le găsești, și pe alea alte deja mult mai complicat. Păi numai discuția asta a generat o revoluție a roșiilor și în ultimii ani tot vedem tot felul de forme, tot felul de culori, când mergem la piață și poți să discuți, deci este minunat să discuți cu niște oameni care sunt înnebuniți după roșii, stau și grijesc vrejurile alea și le bibilesc, să vorbești despre roșii. Ei de-abia așteaptă. Îi invit pe oameni să discute cu țăranii. Ce mai e pe la obor? N-am mai trecut de mult pe la obor, trebuie să trec pe la obor, vreau să pun de murături. Băi, nimic nu este... Era o exagerare din partea mea, dar o să o spun, nimic nu este mai fun decât să te duci sâmbătă sau duminică pe la 10, 11, 12... Atunci e climaxul, da? Atunci este climaxul, exact. Și după ce ți-ai făcut piața, să te duci să linci niște beri cu niște mici în cârciumioarele alea, unde o să observi că peste 95% sunt bărbați. Și undeva la 5% sunt femei, dar ce este și mai amuzant este că toată lumea vorbește peste toată lumea, nimeni nu se ascultă. Dar eu ca la piață. Ca la piață. Ca la piață. Asta e expresia. Da. E ca la piață. Unde te trezești aici la piață? Să e vorba asta. Asta înseamnă ca la piață. Dacă nici la piață nu vorbește așa, atunci unde? Da. Și vezi bărbatul trimis la piață de femeie care stă, cum să spun, cu sacoșa lângă de cumpărături și bea acolo niște beri, știi? Da, și are și timpul lui ăsta. Pentru că piața este și un loc de întâlnire și de socializare. Omul care așa, îi se spune chiar sacoșari, li se zice ăstora, care merg cu sacoșa, e plină sau e mai bine să fie goală ca să nu stai cu ea și să cari greutate când stai să vorbești cu la botul calului, acolo cu berea sau cu micul. Sau... Plus tot felul de personaje care mai de care. L-am văzut pe unul și a scos proteza din gură, o flutura pe la masă. Da. Ce am mai văzut? O doamnă mai în vârstă care pentru niște hamsi voia să-și arate sexul femeiesc vânzătorului. Am participat la tot soiul de situații. La hala de pește acolo. Da. Nu la hala de pește, până în hala de pește era un loc unde, acum nu mai știu cât mai e, că n-am mai fost, dar cu 6 lei mâncai o ciorbă de burtă bună sau de pește. Dar era în partea opusă. Știu locul ăla, n-am mai fost de mult. Acolo erau și mici Și când a apărut terasa, eu eram foarte confuz, pentru că eu credeam că ăla e locul de mici, unde zici tu, acolo unde se face și ciorbă. Acum deja, deci terasa care a apărut acum, nu știu, 15 ani, este un fenomen și atrage foarte multă lume, mult tineret, mulți hipsteri. Asta e bine. Și concluzia este că piețele e bine să aibă cât o cârciumă sau un loc de ăsta de mâncat. Și o continuitate a lor. Oborul este inima Bucureștiului. Eu în continuare cred despre Obor că este inima Bucureștiului și acolo e chintesența, acolo e the shit, cum să spune. Este pe TripAdvisor. Oborul e pe TripAdvisor și acolo... merg turiștii care știu ponturi. De exemplu, un alt tip cu care poți să faci un podcast interesant și să vorbești despre mâncare, mai mult decât cu mine, este Marius Tudosie, care duce delegații de turiști, hai să le zic așa, când e cât un evreu, am văzut, da, sunt niște... cât un japonez, îi duce în Obor, pentru că el își cumpără din Obor. El are băcănia veche, unde face și mâncare. Îți face semi-preparate sau poți să mănânci acolo. Am văzut ultima postare de pe Instagram era despre cașpreze. El face el face salată capreze cu caș, dragă, pentru că mozzarella e tot ca un fel de caș. Porn food. Și a zis, se strică roșiile, astea sunt ultimele roșii bune din vara asta și ți le felia în fața ta. Era o minunăție și nu mai facem cașpreze, să nu mai veniți să-mi cereți, pentru că asta este la băcănia veche, facem ce e de sezon. Acum e alt sezon, facem alte feluri, veniți și descoperiți. Deci asta e și e un influencer și este... Da, îl vreau, cum să nu? Da, ți-l recomand, mergi cu el și vorbești și despre Obor, el știe mai bine pentru că merge tot timpul acolo. Mă gândeam acum că în piesele astea muzicale românești care indică limpede un loc pe hartă, Oborul este una din primele. Uite așa, aș vrea să mor într-o crâșmă în Obor, știi? Da. După care ai Lizeanu, domnișoara, domnișoara, ce program a zis seara, pe urmă vine Sălăjeanu, pe urmă vine Partizanul, ce-ar mai fi? Da, mai sunt foarte multe. Dar Oborul era la loc de chestia acolo. Și cârșma în Obor, adică, na. Da, pentru că acolo chiar se cânta, era loc de cântare. Cârșma aceea de animale, nu mai e. Este una dintre filmările cu Maria Tănase, este din zona aceea, din acea, probabil, cârșma aceea referențială despre care ne cânta Gică Petrescu, era aceea unde au filmat-o și pe Maria Tănase. Păi, mulțumesc că ai venit. Eu mulțumesc, m-am simțit bine. E ceva ce vrei să spui despre piețe și nu te-am întrebat? Sunt foarte multe lucruri, dar știi ce se întâmplă, Silviu? Eu abia acum am terminat această etnografie care se zice că e primul pilon dintr-un pod cu mai mulți stâlpi. Și... multe lucruri o să se întâmple de acum încolo. Poate că grupul meu de Facebook o să-l transformăm într-o asociație. Grupul de Facebook Trăiește-ți Piața. Trăiește-ți Piața o să-l transformăm într-o asociație civică care să aibă o anumită putere în societate, să intervenim atunci când primarii vor să intervină după tot felul de idei de ale lor, să legem, stai așa, hai să ne consultăm, hai să întrebăm și publicul. Probabil că atunci o să am mai multe să-ți povestesc. Deocamdată am venit așa puțin cu complexul impostorului că hai să vorbesc, am câte ceva, o mică pornire, sunt deja 6 ani de când mă ocup serios de treaba asta, dar încă nu pot să zic că am pus serios piciorul în prag, dar așa l-am atins nițel. și mă autoinvit pentru mai încolo. Înțeles. Nu o să candidez pentru un post de consilier la primărie, nu? Nu. Acum, în momentul de față, știu că specialistul nostru never în piețe. Never, dar așa cum sunt acum, am așa un dezgust pentru chestia asta. Cred că aș fi mai util ca societate civilă decât administrativ. Cercetător sunt. Decidenților le place să vii cu o chestie științifică și atunci dacă tu faci un studiu sociologic, antropologic, etnografic, are o aură științifică și le spui niște lucruri de bun simț despre cum reacționează publicul, dar pe care probabil că ei nu vor să-l, deși e foarte intuitiv, ei nu vor să-l recunoască și tu dacă le zici, uite, am descoperit chestia asta pe teren și e conform unor teorii care alea sunt validate științific. Atunci ai puțină credibilitate și cred că asta e calea pe care o să merg. Vreau să mă duc la Miniș, era un domn în piață care vindea miere și îl chema Elvis. Da, domnul Elvis, sigur domnul că Elvis. Da, am luat țuică de la el. Are țuică? Da, avea țuică de mere. Da. E slavă. Deci, acum, după ce vin din Bistrița, unde se bea țuică de 50%, domnul Elvis avea și de prună. Dar ultima oară am luat de la domnul. Nu l-am mai văzut în ultima vreme. Eu merg la Miniș, pe piața mea de proximitate. Mi-aduc aminte și cu asta o să închei. Gard în gard cu părinții mei stă încă o familie. Din păcate, bătrânul familiei a murit acum vreo 2 ani de zile de COVID. Dar mi-era foarte simpatic mie personal, căci de câte ori ne mai întâlneam pe la gard când mă duceam la ei mei, intram în vorbă și cum... Știi, există o categorie de mascul care la 3 cuvinte au acest tic verbal. Pume, pume. El avea alt tic verbal. Țuică. No. Deci n-am văzut în viața mea așa ceva. Țuică. Și orice discuție aveai cu el, într-o ceas cumva subiectul că ce-ar merge o țuică. Puteam să vorbim despre orice și o ducea din contă. Dar pentru asta merită altă discuție separată ce înseamnă țuica la țară. Se face plata în țuică, dacă pentru servicii, pentru... Deci țuica îi unește pe oameni, e ceva de speriat. De multe ori e discuția asta care e... Mă rog, până la urmă am aflat răspunsul de la regretatul Vintilă Mihailescu, să-l pomenim, pentru că el a fost... mi-a fost și mie magistru, dar unei întregi câtorva generații deja de antropologi, sociologi, că țuica este băutura definitorie pentru România. Nu e nici berea, nici vinul, nici... E țuica cu variantele ei, mă rog, jinars, nu știu ce, da. Pălincă, horincă, da, dar este acea băutură distilată din fruct. Da. Deci asta țuica e importantă pentru societatea noastră. Presupune să știi să o bei. Ca să nu te îmbesc ca prostul, trebuie să-și ții respirația când bei, pentru că altfel se duc ca buria în gară și te faci... Așa e, acum când îmi spui, da, dar lucrul ăsta îl înveți prima dată, când ești tânăr, pe urmă, adică intră în reflex, așa este, corect. Creează o sinapsă de țuică. De aceea în general, alcoolul este important pentru tineri, pentru că este acea intrare în maturitate și... Bine, acum este limita asta de 18 ani, care e... Băi, lasă-mă că țuica e abrazivă, pentru că e atât de tricky, pentru că stai și bei ca prostul la masă, da? Ești la masă și bei țuică. Și nu-ți dai seama că te-ai îmbătat decât în momentul în care te-ai ridicat în picioare. Când te-ai ridicat în picioare, te-ai îmbătat instant. Un prieten de-al nostru, prieten comun, da? Are o poveste cu... Stătea la... Băuse destul de multă țuică și stătea la masă și vorbea și s-a trezit instant vomitând. Înțelegi? Bine, băuse ceva, dar nu și-a dat seama că s-a îmbătat. E atât de tricky. Te face la acordul fin acolo, nu ți-ai dat seama când ți-a luat picioarele. Da, da. Am pățit și eu. Ușor nu mi-a fost, da. Ok, atunci pentru... Îmi pare bine că am început... Am venit aici în radio, am vorbit cu colegii tăi din camera de alături despre coniac, mi-au explicat câte feluri de coniac sunt și care e mai nobil, mi-au dat tipsuri ce coniac să-mi aleg și eu mi-am dat seama când vorbeam cu ei că eu în ultima vreme am băut mult mai mult țuică decât altă băutură de te-ai romanizat, te-ai romanizat, bravo. Și că când... Ar trebui să o punem pe drapel. Da. Și asta este și îmi pare bine că terminăm cu țuică până la urmă. Doamne ajută, pentru că o să vine iarnă grea și, sau așa se spune, și trebuie să ne încălzim și noi cumva și dacă din partea alta nu o fi, deși așa, o să ne costă prea mult, o să investim în țuică. Pa, seară bună, subscribe everybody! Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast, nu futilități.